ziua și bine ați venit pe canalul nostru! Numele meu este Ioana, iar noi suntem Play, centrul de joacă educativă, locul unde ne dezvoltăm prin joc. Astăzi vom face împreună un terariu. Iată de ce avem nevoie. Pământ de flori, piatră decorativă, licheni naturali, apă, o ciupercuță pe care am plictat-o deja, felii de lemn cu buburuze, plantă, o plantă aloe vera, e cea pe care am ales-o noi, și, desigur, un vas de sticlă. Vom trece la crearea acestui terariu. Mai întâi vom pune un strat de pietre. Alegem pietrele cele mai mărunte, care vor arăta mai bine. După care vom adăuga pământul de flori. Cu puțină apă vom umezi pământul. Iar apoi vom planta aloe vera. Urmează să adăugăm lichenii naturali. Ciupercuța. Și desigur, felia de lemn pe care avem deja lipit o buburuză. Acum încercăm să le aranjăm pe toate, în așa fel încât să se contureze un adevărat design. Iată, acesta este terariul nostru. După cum vedeți, a fost foarte simplu de făcut. Este o activitate prin care vă puteți apropia de copilul dumneavoastră și să faceți împreună acest lucru cu mare drag și multă pasiune.